deschidem ședința. Domnilor consilieri, sunteți convocați în ședință conform dispoziției numărul 101 din 23.06.2022. Din consultarea condiției de prezență a convocatorului, rezultă că din cei 13 consilieri ce compun Consiliul Local sunt prezenți 9, dar mai vin pe parcurs, nu trec, sigur mai vin pe parcurs. Fiind întrunit formul prevăzut de articolul 139 și articolul 134 alineat 4, litera A, din OUG 57 pe 2019, codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru a se putea aproba proiectele de hotărâri prevăzut la ordinea de zi a ședinței. Deja am zis mai bine. Așa cum ați luat la conștiință, vă rog să-mi permiteți să vă prezint următoarea ordine de zi. Articolul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări cheltuielor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Sportiv, pe 1 mai 2022, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. Inițiator, Anton Gheorghiță Cătălin, primar. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2022 în valoare de 5.000 de lei pentru ADIS Bacău, Agenția de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate. Inițiator, Anton Gheorghiță Cătălin, primar. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de autorizare și funcționarea spațiilor de joacă situate pe domeniul public și privat al Comunei Sportiv de Subator. Inițiator, Antoniu Gheorghiță Cătălin, primar. Articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri străzilor din satele Comunei Sportiv de Subator. Inițiator, domnul primar. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea dezmembrămintelor din suprafața totală de 391.366 metri pătrați pășune comunală, având număr cadastral 61062 în două loturi, și anume lot numărul 1, 390.570 metri pătrați pășune, cu număr cadastral 61182 și lotul numărul 2, 796 metri pătrați pășune, cu număr cadastral 61183, pentru lucrarea, reabilitarea ducțiunii de la Stejar la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărcine, din cadrul proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzate în județul Bacău, în perioada 2014-2020. E vorba de proiectul CRA, care e așa. Inițiator, domnul primar. Articolul 6, întrebări, interpelări. Dau cuvântul domnului președinte. Da, avem discuții pe ordinea de zi? Nu. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Pe acum Da. Trecem la articolul numărul 1 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări cheltuielor pe transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorțeni pe 1 mai 2022, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. Dacă aveți discuții pe marginea acestui proiect, supunem la vot. Cine este pentru decontarea cheltuielor? Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pe anul 2022 în valoare de 5.000 de lei pentru ADIS Bacău. Da, este vorba despre cotizația anuală, care este o procedură și repetă anual și se distrează. Da. Cine este pentru? Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de autorizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public și privat al Comunei Scorțeni, județul Bacău. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, da, domnul Toni Bieța, înscrie la cuvânt. Hai, domnul Bieță. Spuneți, domnul Bieță, da. Răsiți la cuvânt, dacă vreți să... Ăsta la regulament, la punctul numărul 5, dacă vă uitați pe lui, zice așa, este interzis accesul persoanelor, în special copiii, raza de acțiune a echipamentelor de joacă. E
eu aici așa n-am înțeles. Cum adică ai pentru copii și interzici în copiii în spațiu de joacă? La ce punct? La ce punct? La punctul 5. La punctul 5. Hai că acum nu am pus un proiect. Și votăm și regulamentul totodată. Nu, dar modificăm acolo cum ați văzut. O poate, dar noi da poate. Da, da, da. Da, poate ceva la punctul numărul 5. Uite aici, punctul numărul 5, da. Este interzis accesul persoanelor, în special copiilor, dăți de acțiune, echipamentul de joacă. Da, așa este. Deci, am văzut, eu... Neînsoțit. Neînsoțit. Echipamentele de joacă, dar echipamentele de joacă sunt pentru copii. Da. Dacă le interzici, să așa nu le faci. La anulăm. Păi, eu îl retragem, nu? Adică îl... Se consemează și se modifică fără... Și instalarea camerelor dacă nu... Dezastru. Asta e regulamentul pentru autorizație. O să te lași. Da. Modificăm doamna. Da. Da. Cine este? Supunem la voi. Cine este pentru aprobarea regulamentului? Și se modifică, nu? Da, da, da. Da, da, da. Modificăm punctul 5. Probabil de eroare de redactare. Articolul numărul 6. Eroare, proiect de hotărâre privind aprobarea atribuire de denumit străzilor din satul Comunei Scorțean, județul Bacău, din satele Comunei Scorțean, județul Bacău. Există o mică problemă, dar pe parcurs, știi doamna Vici și cu Mihăiță, și o discutat dimineață, strada lui domnul Mihăiță și strada de la Florin Pătrașcu, n-au fost principii hotărârii de către cei care au făcut lucrarea. Dar m-au sunat mai înainte, ca să audă și doamna. Am sunat obiecte. Se supune la vot în forma actuală, nu se depune pentru cele la două străzi separat la prefectură. Deci, este i-am ok. Spus, da? Da, da, da. Am vorbit, m-am sunat. Da, două străzi, de la... Strada Troiță, de jos. Trebuia și preiei numele la strada principală, ca așa am explicat, fiind mai mici. Dar nu e nicio problemă, depunem cu ce este acum, așa alea două micuți și le depune luni la prefectură pentru noua viște, pentru doua alea 12. Da, pentru că să mai sunt străduții mici și trebuie să aibă toate de numai cât de mici. Mici și gata. Da. 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 Cu revenirea celor... Da. Două străzi. Două străzi. Mi-a zis și el numele, da. Da. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembramentelor din, din suprafața totală de 391.366 metri pătrați, pășune comunală, având număr cadastral 61.062 din două loturi. Și anume, lot numărul 1, 390.570 metri pătrați, pășune, cu număr cadastral 61.182 și lot numărul 2, 796 metri pătrați, pășune, cu număr cadastral 61.183. Pentru lucrare, reabilitare, aducțiune de la Stejarul la Bacău și extinderea rețelelor, distribuție a apei și a apei și a rețelelor de canalizare în mărgine din cadrul programului regional de dezvoltare a înființării de apă și apă uzată din județul Bacău în perioada 2014-2020. Inițiator Anton Gheorghiță Cătălin. Este vorba de traseul conductei, ca să obțină autorizația să apucă de construit, fiind slaj, asta e procedura. Fiind traseul. Dacă sunt discuții pe marginea acestui proiect, referitor la... Aici e făcut un plan, știți? Da, da. Aș vrea să întreb dacă poate cineva furniza exact coordonatele conductei.
M-ar fi interesat să știu exact. O harte? Nu, coordonatele stereo, așa. Dar le avem în... Are domnul Ceala, care e jos și vă dau... Da, că îmi lipesc la pe e-mail, dar da, că aș vrea să știu exact. Vă fac o copie și vă trimit. Nu trece pe mine la tine. Nu, nu e vorba de asta. Este vorba de business, să știm exact când... Da, vă trimit, vă trimit oricând. Sau vă fac o copie când plecați, cum vreți. Dacă mai sunt discuții? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Articolul numărul 6. Întrebări, interpelări, formări de primarul și Consiliul Local. Dacă sunt discuții la... Cip cuvântul. Domnul Toni. Eu vreau să-l întreb domnul primar și numai dacă ești... În ce mod se eliberează certificatul de producător? Că, de exemplu, avem o persoană la Florești, știi despre ce este vorba, în care zice că ajunge pe la Bacău, că nu îi se dă certificat de producător și omul și lucrează terenul, având în vedere faptul că e cetățean de la noi, ar trebui ajutat, nu? Corect, dar vei numai doamna că... Nu știu ce explicație poate să-mi idei, că am înțeles că s-a luat, altcineva a luat certificat de producător. Dar domnul Bietă, de ce faceți acuzațiunea? Dar nu fac acuzații. Nu, dar de ce certificat de producător am eliberat eu și știți dumneavoastră și eu nu știu? De vă rog să-mi dați numii și prenumii, cui am dat eu certificat de producător și cui m-am dat. Nu îi se dă, pentru că, deci e vorba de, știu de cine ești, vă rog, dar nu dau numii și prenumii, că e conform datelor, conform normelor GDPR, nu dau numii și prenumii în ședința de Consiliul Local. Deci, persoana care nu a solicitat încă scris, dar am explicat. Deci, certificat de producător se dă, dacă vrei pentru roșii, trebuie să ai roșiile de vânzare, nu doar planta pusă. Pentru că eu emit certificat de producător, în baza unui regulament și în baza unui aviz consultativ emis de Direcția Agricolă. Deci nu are decât domnul să meargă unde vrea, eu fac doar legal. Punct. Deci mai mult nu vă spun. Și dacă mi-aduceți acuzații că am eliberat un atestat din producător cuiva, păi nu, ați spus că am eliberat. Cui am eliberat? Să dezvoltăm o leacă. Deci certificatul de producător se dă acelor persoane care deține un teren, ca să audă și acea persoană, că se uită la filmare, care deține un teren, exact, care deține solarii, care dețin toate așa, îl poate obține, nu-i neapărat pe roșie, îl poate obține, poate vrea salată din primăvară. Deci nu se dă exact un certificat toamna. Deci eu vreau să vând ceapă, vreau să vând salată, vreau să vând toate astea. Certificatul se eliberează la începutul anului, pe an în curs, da? Dacă pe el îl prinde cineva că în loc de salată vinde roșie, înseamnă că e speculă. Trebuie să-și facă un PFA, trebuie să-și facă un avion sau... Să aibă și în primul rând, casă de marcaj și toate astea. În primul rând, cei de la Direcția Agricolă vin în teren cu mine și verifică. Și au spus, în momentul în care este, aveți fructul, ceea ce vreți să vindeți, este pe rod, adică poate fi cules, atunci venim la fața locului. Păi să înțeleagă lumea, asta înseamnă că se dau 10 certificate de producător în un an? Nu, nu, nu. Dau un singur atestat și certificatul de producător îl completez în funcție de perioada în care el vine și solicită perioada. Adică dacă acum are roșii ardei, în primăvară, dacă au avut răsată, trebuia să vină în primăvară să ceară pentru răsată. Acum să dau mai asta pe ea, să înțeleagă și acea persoană. Deci trebuie să fie ceea ce vrea să vină să primărie fiecare lună să-și extindă certificatul de producător pentru fiecare plantă. Pentru fiecare plantă, asta nu înțelege nici acea persoană. Nu prostii costuiesc dumneavoastră. În spatele legii. Sunt niște cetățeni, dacă le punem în piedică să vor cu dezvoltare, dumneavoastră aveți o problemă cu piedica pe care o punem păi în legea păi nu, eu respect doar legea, păi vă spun atât. Când se intră în birou la dumneavoastră, singurul lucru care se zice, nu se poate, nu se face. Nu, dar nu înțeles, avem persoane care vând în stradă la noi acolo, au certificate de producător, că roșiile nu s-au copt la noi. Dar stai spus, de unde știți că au certificat de producător? Vă rog păi nu, nu, asta vă întreba. Au certificat legal de producător. Nu am. Păi și atunci, și atunci de ce nu ne-am posesizăm și nu facem de documentarii. Ce să-i controlezi? Problema este când vrei să te pui legalitate, nu te poți spune legalitate. Aici este chestia. Și omul chiar lucrează. Dar nu treaba lui doamna. Eu am înțeles. Și dumneavoastră ați spus că am eliberat un atestat. Doamnă, eu așa mi s-a comunicat
Cine v-a comunicat? Vreau să spun, vreau să știu și eu cine vă comunică din primărie date personale. Dar nu e vorba de primărie. Ba, e vorba de primărie, pentru că dacă știți că am eliberat, cineva v-a spus. Am acces la datele din primărie. Să-l afișezi, să el dea omului, dacă îl îndeplinește, îl îndeplinește, dacă nu îl îndeplinește, legea nu spune. Dar eu nu eliberez fără avizul Direcției Agricole. Da, adică, cred că deci eu nu eliberez fără avizul Direcției Agricole. Să se facă un conspect, ca omul să știe, să înțeleagă. El se duce acasă și citește, știți? Atunci. Păi și mă oprești și pe mine, o oprești și pe el, o oprești și pe domn primar și o oprești și strică în gura mare, că noi primării și suntem degeaba aici și omul dacă vrea să facă ceva, nu îi se dă voie. Și nu-i ajutat. Aici, din cauza asta am cerut. Când îi blamează nu numai pe mine sau pe dumneavoastră sau pe primul, pe toți, ne ia în aceeași oameni. Mai fratele, eu i-am explicat. Păi da, dar măi, fraților, nu, domnule, te duci cu... aveți imprimante, sunt bani de hârtii. Du-i omului legea în față și pun eu în față. Stai, mă, cum se duci la fiecare? Păi nu la fiecare, că unul cerut, unul cerut. Păi dar o solicitat? Păi dar o solicitat scris? Păi zic că nu-i se poate, da. Auzi, nu o păi ce duci nu i-a spus? Că v-ați întâlnit de atâtea ori cu dânsul, zice, solicită scris. Și el zice că are celălalt care vinde acolo, are certificat. Nu are treabă, nu era problema de celălalt, cine vinde, cine nu vinde. Omul vrea să se pună în cara. Ca să vândă și produs în extra sezon, să-și facă o asociație familiară. Asta trebuie să învățați pe acea... Dacă nu se poate. Să ne învățați să, băi, vrei să vinzi roșii în primăvară, să faci o asociație familială, o vin, sau cum se face? Cu casă de marfa, cu ceva. Ca să nu mai zic că a luat informații din alte parte din deci oamenii autorizați de așa și au zis că era voință de la scorțeni și știți în capul cuicadii, în capul primarului cadii, că primarul nu-i bun. Nu. Dar este prea bun că tolerează lucrurile astea. Vă zic pe față. Dacă îi se explică omului cu scris, cred că nu are niciun fel. Săptămâna trecută am vorbit cu domnul de la Direcția Agricolă și mi-a spus. Are este nevoie de soluții, nu de scuze. Că scuze că se poate. Dar eu mă scuz în fața nimănui. Asta este, nu, Marina, asta este o acuzație și vă rog să o probați. Mai înțeleg, dacă se vorbim normal. Dar nu, dar de ce mă acuză? Deci mai aveam niște ediții ca să fiu acuzată de nimeni. Eu până acum am marțial de nimeni. Deci, dar nu sunt de castor. Dar nu e diploma. Nu, de ce vorbim să scoasă? Da, cine mai are... Vă mulțumesc, ne-a spus. Domnul Vieța, doamne, are o problemă, știu ce problemă. Păi, o să discutați problema separat. Asta separat. Acum, și atunci, de ce spune ședința de Consiliu Local? Nu mă dau. Nu, nu e organ de control ca să mă verifice cu mine. Nu vă dici, nu vă dici. Hai, domnul Cipri. Suntem două discuții, suntem într-o ceartă. La articolul 3 am aflat autorizarea și funcționarea spațiilor de joacă. Ne puteți spune care sunt acelea? Adică în ce parcuri? Care păi, parcul... Ăsta parcul la Luciniște și parcul de la Nicolie. Trei parcuri. Din comun. Din comun. Cred. Aș vrea să venim cu o măsură în care s-au lucrat niște bani. La Florești a dat la un moment dat când s-au făcut două parcuri în Scorțeni și cel din Grigore. La Florești am insistat să se facă ceva și pentru copiii de acolo. S-a pus topoganul respectiv. Topoganul respectiv doar dacă mă duc eu, care sunt un om mai matur sau cineva mai mare. Pentru că cei mici nu pot să-i las singur. Nu mai are bară, nu mai are protecție, nu mai are nimic. Nu s-a făcut nimic pentru copiii la Florești. La Râpalie de la Șefeni, a zis dumneavoastră că la fel ați făcut ceva. Nu am fost acolo să văd dacă s-a făcut. Dacă nu există pentru copiii din zonele respective, aș vrea să aibă niște bani. Optem? A spus că s-a pus undeva în curtea cuiva, nu știu, când v-am zis eu la un moment dat. Că sunt, este topogan, este ceva. Este. Atunci aș vrea să venim cu soluția de a rezolva problema, inclusiv pentru copiii din localitățile respective. Copiii din Florești nu vor merge la Scorțeni în parc sau la Grigoreni în parc, decât însoțiți din copii. Părinții lucrează, așa că eu zic că și ei merită măcar un topogan. Dacă nu și un căluț sau ce mai se poate face.
Asta ar fi prima problemă și aș vrea să urmărim cât mai repede la următoarele rectificare bugetare. A doua problemă, avem căminul de la Florești și căminul de la Grigoreni. Căminul de la Grigoreni se poate da inclusiv acum în chirie, da? Așa. Ca și soluție. Se fac, cine îl închiriază, face un grătar, face ceva, nu? În locul respectiv, nu aduce firmă de catering neapărat. De asta o și face în locații respective. Ca și locație, noi pentru un grătar nu avem un spațiu, nimic. Acoperit. Nu trebuie un grătar, nu știu ce, performant sau alte chestii. Da, au fost teras, ca un acoperiș, pur și simplu, da. Mai înalt. Au fost tot felul de evenimente în care a venit ploaie. Oamenii ce au făcut cu grătarul? Au fugit pe la un vecin, de ce l-am închiriat? De ce au plătit? Adică da, i-am dat sală. Dar haideți să facem o condiție în care se poate face un om și un grătar, chiar dacă, nu știu, începe să bipure, să plouă. Eu zic că investiția nu e așa mare. Undeva la, să zic, un 10.000 pentru scoțeni și 10.000 la Grigore, nu trebuie făcut ceva sofisticat. Un acoperiș în care omul la Florești este un grătar lăsat de cineva. Acolo la Grigore, nu știu, pentru că deja abia au început aceste chestii. Dar așa am avut în vedere, da. Eu zic că un 10.000 pentru fiecare cămin nu este mult și nici nu ar costa așa mult. Da, dacă vreți să luați grătare, eu știu, specializate, făcute. Care își fac și nu. Eu știu că omul că se duce acolo, știi că locația este cum este. Da, și tu dai lui. Bine, pentru dezvoltare, ce spune ecologic, e bine, dar să vedem ce omul știe condițiile, e așa. Corect. Dar pe viitor, dar nu am nimic în pregătire. Noi încurajăm oamenii să lucreze cu focul deschis pe lângă clădiri, nu proprietate publică. Deci gândiți-vă de două ori. Care ar fi soluția dumneavoastră? Soluția mea n-ar fi să puneți un grătar în curtea căminului. Da? Cine vrea să-și facă un grătar, își aduce echipament electric sau își aduce grătarul de acasă, îl supraveghează? Cred că dumneavoastră nu puteți. Dar nu să venim noi să încurajăm. Dar eu vă spun, se face focul, bate vântul. Domnul George, știți cum e problema? Acum dumneavoastră veniți ca o chestie că de ce să facem? Nu. Cum adică de ce să facem? Ce este rău? Nu face foc pe jos, nu face foc lângă clădire. Pur și simplu e păi undeva la lateral. Nu-i primul grătar. La Grigoreni, până acum, nu știu dacă a închiriat cineva pentru problema. La Florești s-au închiriat, nu odată, de poate de 100 de ori, dau un exemplu, în care și acum, weekendul trecut, dacă mă înșel. Omul, chiar dacă nu are grătar, vine cu un grătar suspendat, face foc, nu-l face lângă geamul, lângă perete. Am înțeles. Păi trebuie să propuneți niște investiții nesustenabile, care nu și-au rostul. Deci eu nu văd ce să investim 10-20 mii într-un grătar, când putem băga banii ăștia în niște proiecte sau în lucruri care cu adevărat ne dor. Da? Cum sunt drumurile, cum este iluminatul public, cum sunt multe altele. Pe drumuri avem proiect, pe iluminat, lăsați un pic. Pe drumuri avem proiect, pe iluminat public avem proiect. Da. Până la s-a ajutat cetățenii, ok. Dacă dumneavoastră înțelegeți ce spun, e ok. Dar eu nu vreau să ajut cetățenii cu un grătar în curtea caminului. Nu, vedeți că nici măcar nu ați înțeles. Eu am spus un acoperiș. O, grătar. O să spui la voastră, dacă o să lucrezi acolo și atât. Este lăsat un grătar, pe picioare înalt, lăsat de cineva din Florești. Aș putea să dau și nume, dar după aia spuneți că... Foarte bine dacă nu lăsați să folosești. Cine folosește să folosească responsabil. Dar nu cred că este datoria Consiliului Local sau Primăriei să financeze construcția unor grătare sau, mă rog, unor construcții, în care să fie aplasat de grătare. Domnule, la Florești, eu spun spre aprobare. Domnule din Grigore, nu vrea la Grigore. La Florești, eu aș vrea să spunem spre aprobare. Dacă se pot aloca 10.000 să vedem dacă sunteți de acord. La Grigore, dacă nu vor, nicio problemă. Suntem de acord. Eu zic că un acoperiș e simplu. Grătare se face, indiferent că pui acoperișul sau nu. Dacă vine ploaia, se duc la vecină. Da. Nu e chestie. Alte discuții. Da, e bine. Haideți. Următorul. Cine e? Domnul George? Eu aș vrea să rog pe domnul primar să se mai ocupe de drumuri. S-au format iarăși găuri. Iar sunt... Chiar dimineața am discutat cu doamna. Iar este lumini iarăși de drum. Da. Și veșnica problemă e iluminatul public. Și să-și facă oamenii șanțuri în dreptul casei. Că s-au înfundat în partea de mașină. Degeaba.
Asta era lucrurile. Da. Săptămâna viitoare asta facem. Să interveniți. Nu sunt probleme mari, sunt anumite zone în care trebuie dat. Da, o dragă inimă. Săptămâna viitoare de asta. Piatră mai este. O să fac apa lângă asta. Domnul, nu puteți să... Da, de ce să nu? De ce? Avem niște probleme, adică nu sunt probleme, acum a fost seceta și ploți, dar trebuie să ne pregătim și cu doamna Vice, când am aprobat în planul dumneavoastră, lucrările de deformatare a șanțurilor. Este un timp prielnic, zic eu, și avem trei locații care pe Florești, nu știu în celelalte sate, deci de la Ferul spre... Deci din drumul principal de la de ce nu avem voie? Avem aprobarea Deci de la Ferla, eu știu ce vreau să spun. De la Ferul de bani, da, știu. Exact. De la Ferul, de la Apostolescu, de la traversare chiar de drum. Da. Prin curtea bunicilor pe acolo, e șansul care se duce, care inundă zona. Da, ca să ducă pe și la Sârb în zona Lujitarului Ion. Ah, sus. Pârâul ăla. Pârâul de acolo trebuie... În spatele lui Fichitiu, ce spui, da? Pârâul care inundă. Până în Fichitiu. Deci în spatele... A, de la pot, de la... De spatele lui Fichitiu. De acolo să... Așa. Asta ar fi o chestie. Stai să te întreb ceva. Se poate lucra și cu mâna? De cei de la ajutor social? Nu, trebuie bun. Da, dar trebuie să te lași cu o face, primoare. Cam fost să am văzut. Deci, și așa că poți să bagi un utilaj, bagi un utilaj, dar tai copaci. Eu la Grigorene am mai intrat cu oameni și am mai făcut. Trebuie să ia și rechițele. Dacă nu se poate cu ajutorul, pe vechirea pe zi, am făcut, dar nu cu Buldo. De la noi, dar Buldo nu are nicio șansă mici. Nu, distanție mare. Dar, făcând chestia asta, la ploi, o să vină poate și ploi și așa. Nu stăm în secetă și așa. Normal, am avut inundații destul de mari, că s-au dat bani oamenilor din acele zone și astea. Dacă nu le facem... Da, și direct afecta și-o de treaba aia. Și am vorbit deja cu băiatul, am vorbit cu Mihai Fierro, are o rechită la colț, tot aici, ca să poți intru cu butul pe lângă băiatul de vătăjerea. Dar odată acceptul eu. Acceptul, dar să stai rechita. Și o... Păi intru cu butul. Dar nu se poate achiziționa, sau cât poți să achiziționa, mă ocupă de aia pentru șansă. Nu, obligatoriu. Aia una mică ar trebui luată. Nu ocupă mică. Nu, de aia lungă, știu eu ce spune. Da, de aia lungă. Trapezoidă. Da. Ocupă de aia să achiziționa, să le avem eu. De aia... Cât o fi de curmă de aia. Da. O să achiziționăm, să o punem la pult, o să ne facem noi treaba. Am avut și anul trecut, dar am găsit, crede-mă. Deci asta ar fi prima problemă. Problema a doua cu certificatul de producător s-a discutat. Începe la Florești vara împreună, adunarea aceea a copiilor. Știu că am pus niște bani deoparte pentru... S-au alocat deja banii. S-au alocat banii. Da, deci asta. Proiectul de au discutat aici ce zicea George. Proiectul de iluminat pe fonduri europene. Este la fața de aviz la drumul național, dragule, este la ea și așteptăm avizul. Atât ne trebuie pentru că îți conține autoritatea de construcții. Și când mi-a venit avizul, ne-a putut treabă. Drumul național, știți foarte bine, cât de repede eliberează avizul. Îl avem cam din mult. Băi, cam... Drumul național este împotriva tuturor. Ce ne-a Irigul Iași. Deci avem depus, așteptăm. Nu împotriva Ardeoanilor, am observat că la Ardeoan deja se montează, nu împotriva Gerești, s-au montat. Nu, asta de drumuri naționale. Drumuri naționale. Și comuna Ardeoan și-a făcut poteții și-a făcut vopsie toți, la noi n-au nicio treabă, că că trimite și mașina aici. E șanță față lor. Nici nu știu de face, da. Aici așa e chiar. Mașina care trece și fosește pe marginea drumului național este a lor, este închiriată de primăria care... Nu, e a lor, drumul național. De la șeici, de la Bacu. Da, dar îi fac numai pe Ardeoan, dar noi... Mai am o problemă care mi-au zis cei care lucrează la ajutor. Sunt solicitați să facă treabă în comună, vorbesc de cu oamenii de la Florești. Nu li se dă cositori. De unde dacă sunt mai două?
Dacă sunt numai două, facem, dacă vrem lucrare pe Florești, le luăm de la Scorțeni, doamnă. Da, 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 da. Le luăm de la Scorțeni și le dăm și benzină în același le-am timp. Le-am dat benzină. Eu aduc 3 kg sau 5 kg, de, 5 kg de benzină, nu cosești toată vara unde... Eu i-am dat să cosească așa, pe perioadic. Eu n-am o... Deci sunt solicitați cu benzina lor cu... Nu, cine ți-a spus? Exact. Acele persoane care lucrează. Nu, domnul Jitaru, domnul Pătrașcu, domnul... Pătrașcu nu i-am dat. Nu, dar era în stație și costa. Ce-mi spuneți dumneavoastră lui că nu? Nu ridica, domnul, eu ți-am mai zis. Nu ridic, eu sunt baritul. Eu am dat 5 kg, 5 litri de benzină. Și dumneavoastră credeți că 5... Domnule primar, vorbesc cu dumneavoastră. 5 kg, 5 litri de benzină. Nu vi se pare... Eu i-am dat numai să păsească... Nu se mai ia logic, în, dacă eu știam, dar o să... Eu le-am dat exact să păsească... Da, poate spun că nu mai au acum, o să le mai dăm ca să-și facă. Trebuia să mă suni dacă nu mai au acum. Deci eu le-am dat exact pentru să păsească... Cu coșitoare noastre să mai fi discuți. Dacă mi-e și la poftim? Îi dăm din rotație și coșitoare noastre. Dacă nu mai sunt discuți. Nu, consider exact când e pe aia de cosit, eu atunci le duc. Acum merg la cosit, acum le duc, nu le duc nici mai înainte, nici după aia. Ăsta este programul pentru toată lumea în sat. Nu le duc 20 de kg, să aibă toată vara, nu. Când am hotărât și cosesc la școală, le-am dus 5 kg. Eu de câte ori m-am întâlnit cu ei, am tras eu, mă duc, îi văd, ce faci, uite, cosesc, costoarea mea, benzina mea. Asta au fost toate vârstele care mă. Eu i-am dat lui 5 kg, am ajuns exact pentru așa, le-am spus în stație să meargă să dai mâna, le-am spus acum, au 3 săptămâni la Florești, au 3 săptămâni de când le-am rugat să facă ulița la, care duce la cimitir. Au făcut nimic. Acum am avut reclamații când au făcut, când s-au dus, când au tăiat, când nu... În primul rând, dacă nu am zis aici toți odată, așa să... Doamna vicina, este o problemă de organizare. Trebuie să fiți în zonă și să coordonați. Asta trebuie, nu? Păi ei când sunt eu în zonă, n-au timp că-i cald, ei vin seara. Au zis, ne ducem seara. Eu nu vin seara după ora 5 și sunt aici. Este o problemă de organizare, cred. Că și la mine, de exemplu, vin și îmi zic în felul următor. Păi eu mi-am făcut orele, pe mine cine mă contează. Eu am cine și-o făcut orele? Ei între ei vorbesc și ce spun. La Florești orele le fac, păi știu, nici măcar tortăiești acolo și vezi. Știu. Le spun și nu fac nici... Tocmai asta ar trebui când își fac orele să fie cineva de la primărie. Ori dumneavoastră, ori polițistul local. Și eu ce să fac? Stau cu ei să strângă hârtiile? Asta e prin prisma feminină. Dacă ei au seria viciului, doamna. Eu nu stau să strâng ei hârtiile. Când au fost diposit, când ți-am făcut și acolo în grădină, când am tăiat copacii la tine, e la neamul tău, când ți-am făcut acolo la drum, am stat, eu să stau cu ei să strâng hârtiile. Dacă v-ați uitat următoarea proprietate, este posită, este frumoasă, unde e proprietatea bunicilor. E chiar frumos. Este chiar frumos. Nu mi-a stat la mine. Da, eu să vin la... Hai mă mai înțăpați, cred că e ceva de exact cu cald din ori. La Grigorie, uite, iată treabă. Să vă însemnați chestia asta. Dar mi-a spus că nu sunt chestia, de stați un bilaje, desnegați. Dacă nu, dați-le coase. Așa, coase, le-am dat coase și nu. Coase și nu mai dai coase, dar eu până toate. O vândut-o, și nu mai stați un pic, asta s-o zic. Nu, mai duceți-l în bar de apă minerală, că vin din fărbură, primărarea să trebuie să acord. Dacă vreți să mă ascultați un minut. 72 de persoane. Cât ați preluat? Mă ascultați un pic? Vă rugăm frumos, un pic, faci liniște. Postarea care a fost pusă de către colegii din primărie pentru a se evita să rămână abonații fără apă, deci numai pentru abonații care sunt branșați în conducta veche din Scorțeni. Și rugămintea, eu n-aveam de unde să știu, pentru că oamenii care, băiatul care lucrează la apă, au spus că nu mai face față să alimenteze și nu mai face față consumul de apă la Manacisa. Odea, sunt înțeleg oamenii. Deci, este de evitat a suda prin grădin, rămân fără apă și bea oamenii și mai sperie o... Asta a fost rugămintea. Deci nu vorbim, nu ar avea rețea existent în toată comuna. Deci rețeaua vieții din prin anii 80 cum s-au făcut blocurile astea, la care, în anii anterior, s-au mai branșat oamenii ăștia de pe deal. Dar trebuie și ei să evite să consumi prea multă apă în perioada asta de secetă, că rămân toți fără apă. Băiatul ăsta vă alimentează alte motori și pom non-stop. Nu face față. Aici au fost rugămintea. Cu privire la proiectul de apă, și m-a întrebat domnul Ondu Parcă,
Am terminat cu licitația, lucrăm la faza proiect tehnic. Săptămâna viitoare am primit deja model de cerere pentru emiterea certificatului de urbanism și ne apucăm de luat avizele. În momentul în care am terminat cu avizele, autorizația, semnează contract de finanțare, ne apucăm de treabă. Deci suntem în ultimii pași. Da? Deci așa stăm cu apă. Deci, dacă o credeți și o dată aveți, când s-a răbunat avisul sau când s-a făcut lucrare? Nu am, hai, ca vizile nu știu cât durează. Și că nu mi-e nimic eu. Deci sunt instituții care mi-i dăm mult mai ușor și instituții care îi dă mai greu. Nu pot să spun... Hai să rugăm frumos, mai are cineva întrebări, dacă nu se încheie în ședința, pentru că nu mai sunt întrebări. Vă rugăm frumos, încheiem ședința.